Hristos a înviat. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Pentru ce căutați pe cel viu între cei morți? Nu este aici, iată locul unde fusese așezat. Iubiți credincioși, Duminica Mironosiților, Duminica aceasta foarte importantă a mărturisirii despre învierea lui Hristos, este pentru mine personal ziua femeii. Este o zi deosebită pentru că ni se arată, mai mult decât într-o mișcare feministă, care este adevărata poziție a femeii față de bărbat și invers. Am vorbit de foarte multe ori despre faptul că atunci când mironosițele femei au venit să-și continue ceea ce începuseră înainte de înviere, adică știau că dacă nu au terminat operațiunea de a unge cu mir trupul Domnului, pentru că urmau paștile evreiești și nu puteau să continue lucrarea de a așeza trupul în mormânt complet îmbălsămat, au venit dimineața la mormânt ca să-și continue treaba. Nu recunoașteți această atitudine? Nu recunoașteți faptul că dacă de cu seară am avut musafiri și s-au prelungit până la ore târzii, nu vedeți în femeia de lângă dumneavoastră că este soție, că este mamă, că este bunică, că dimineață prima grijă este să nu plece de acasă chiar la serviciu până când nu rezolvă situația. Vedeți că atitudinea aceasta are o latură binecuvântată de amintirea acestui eveniment al venirii la mormânt a mironosiților femei. Pe de altă parte, niciodată nu rămâne soția cu gândul că dacă a venit de la serviciu, vine acasă și răsfăiește ziarul. Nu o să vedeți lucrul ăsta. Niciodată nu există în preocuparea femeii să spună: eu până aici am făcut și de acum înainte îmi văd de ale mele. Dar pentru că nu s-a înțeles chiar atât de bine, am spus și despre faptul că tot femeia, tot această gospodină, tot această mamă, tot această soție, tot această iubitoare bunică are o problemă: anticiparea necazului. Vreau numai în câteva cuvinte să vă mai aduc aminte câte ceva, după care trecem la tema de astăzi. Anume, plecau mironosițele femei și ziceau una către alta. Așa ne zice Sfântul Evanghelist Marcu și apoi și Sfântul Evanghelist Luca. Ziceau între ele: oare cine ne va prăvăli nouă piatra de la ușa mormântului? De ce? Pentru că știau că la mormânt se așezase o piatră foarte mare de către armata romană, astfel încât noaptea nu cumva să vină ucenicii să-l fure pe Iisus și să zică că a înviat. Ei, ce să vezi, Doamne, să ne fălim cu mortul după aia, că nu mai e acolo și gata, a înviat. Cine ar fi putut să ducă mai departe mii de ani credința într-un mort? Să fim serioși. Și ele știau, va să zic, că era o piatră foarte mare. Și toți se gândeau: ce facem acum? Nu ne ducem. Dar vedeți că nu s-au oprit să zică: bă, hai acasă, că ce, acolo e o piatră zdravă, nu avem cum să ne ducem. Sau hai să venim cu altcineva să ne ajute să o dăm la o parte. Nu. Dar se gândeau. Anticipau necazul, cum am mai zis eu, am tradus așa în termenii noștri. Și când au ajuns acolo, ce să vezi, piatra era dată de la ușa mormântului. Nu ne recunoaștem pe aici? Trebuie să ne uităm în jurul nostru și ne recunoaștem și pe noi. De câte ori nu zicem noi: aoleu, dar cum o să trec peste asta? Și când ajungem în fața pericolului, el nici nu mai există. De ce să anticipăm necazul? Ca să ne facem rău singuri. Chiar cineva cu care ne rugam de ani de zile pentru a ieși dintr-un anumit bucluc, eu fiind așa optimist în felul meu, dar nu optimist de ăsta așa zâmbitor și plutitor prin aer, nu, mergător pe pământ și înțelegând care e tot mersul societății, i-am zis de la început: gata, problema asta e rezolvată, ca să îl destind pe om și să-l las să vadă și el că într-adevăr situația s-a rezolvat. Ei, nu. După ani și ani, când a constatat că, într-adevăr,
e rezolvată problema și așa va rămâne. Mi-a zis, zice, dacă vă ascultam, puteam să fiu și eu fericit în ultimii ani. Păi zic eu, ce tot ți-am spus? Dar nu mai discutăm despre trecut, acum discutăm despre viitor. Nu cumva să se mai întâmple lucrul acesta, gata, măcar să învățăm lecția. E cam acestea sunt lucrurile despre anticiparea necazului. Dar acum vine adevărata problemă. V-am mai spus odată despre cineva care venind seara spre întuneric acasă, a pierdut cheile de la mașină. Și intrând în casă, le-a scăpat din mână și până să se dezmeticească el, s-a luat lumina. Și a rămas omul pe întuneric să caute cheile. A căutat ce a căutat când și-a dat seama că luminatul stradal nu se oprise și era lumină afară. A ieșit bine mersi afară și a început să caute. A venit un vecin, l-a ajutat și el, dar ce ai pierdut? Ce cheile de la mașină? Da. Văzând că totuși întunericul se lasă bine, nu mai era atât de suficientă lumina după stradă, vecinul și-a tras mașina, a prins farurile și-au căutat, zice, dar zi și mie așa, măcar cu aproximație, cam pe unde le-ai pierdut? Le-ai pierdut, da. Zici că ți-au căzut din mână, n-ai simțit așa, măcar zi o marjă de eroare, 5 metri pătrați, 6 metri, măcar să căutăm. A, zice, nu, cheile le-am pierdut în casă. Păi și de ce le cauți aici? Aici era lumină. Acum, dincolo de anecdotica aceasta, vreau să vă spun adevăratul sens al povestioarei. Nu trebuie să căutăm lucrurile acolo unde le-am pierdut. Trebuie să căutăm la lumină. Astăzi, femeile mironosițe au venit la mormânt să caute ceea ce nu mai era acolo. Niciodată ceea ce pierdem, zicem noi că pierdem, nu se mai află în locul în care le-am pierdut. Acum nu vă gândiți strict la cheile de la mașină. Gata, astea au fost decât un prilej. Orice lucru în viața noastră pe care noi credem că l-am pierdut, să zicem o șansă, un examen, un post, un coleg, nu trebuie să fie căutat în locul în care credem noi că l-am pierdut, ci să căutăm mai întâi locul luminat. Locul în care putem să ne găsim inclusiv pe noi înșine. În momentul în care vom găsi locul acela luminat, cu siguranță că vom constata că, de fapt, noi căutam pe cel viu între cei morți, exact cum zice îngerul astăzi femeilor mironosițe. Sunt lucruri pe care nu trebuie să le mai căutăm pentru că nu mai avem nevoie de ele. Sunt lucruri pe care trebuie să le dăm la o parte pentru că ele reprezintă balastul din acela noastră și nu putem să ne ridicăm mai mult. Să căutăm locul luminos. Și o să spuneți, bine, dar unde e locul luminos? Tot în noi este. Tot în mormântul în care femeile știau că au pus acolo un trup pe care peste 2 zile le va fi îngăduit să-l îmbărsămeze cu adevărat, tot acolo au găsit lumină. Dar n-au găsit ce căutau ele. Ele căutau un trup mort. Ca să zicem așa, obiectul muncii. Nu poți să îmbălsămezi altceva decât un trup care nu mai are viață. Și ce au găsit acolo? Au găsit lumină. Și acolo au început căutarea. Căutarea sensului. Căutarea noii posibilități de a se face utile. Din acel moment, femeile și-au dat seama că utilitatea lor, pentru care probabil se pregătiseră, probabil că citiseră suplimentar cât să pună mir de nard, cât să înainteze cu îmbibarea în giulgiul de in curat, și și-au dat seama că tot ceea ce învățaseră nu mai folosea decât ca experiență. Și acum căutau noul sens al misiunii lor. Asta înseamnă regăsire. Pentru că sensul Evangheliei de astăzi, al Duminicii de astăzi, este acela că noi ne pierdem vremea căutând ceea ce am pierdut. Ceea ce am pierdut nu trebuie căutat.
dacă va fi nevoie în viața aceasta de ceea ce am pierdut, va ieși el la lumină și într-o nouă lumină, într-o nouă strălucire și mai ales dând un nou sens vieții noastre. Este o vorbă românească și spune cam așa: de ce cauți potcoave de cai morți? Nu vreau să insist. Înseamnă că ceea ce credem noi că e de căutat, noi deja am găsit. De altminteri, fericitul Augustin spune frumos despre relația lui intimă cu Dumnezeu și zice: nu te-aș fi căutat dacă nu te-aș fi găsit. Nu mai fi căutat dacă nu te-aș fi găsit. Acesta este marele sens al căutării. Dar vorbeam la început despre o poziționare a femeii vis-a-vis de bărbat. Nu neapărat ca să se simtă, să ne simțim noi bărbați într-un anumit fel astăzi, am să spun că duminica aceasta a mironosițelor, care vine după duminica Tomii, vine să îmbunătățească scorul. Adică, dacă zicem așa, dintre bărbați a găsit biserica de cuviință să prezinte un eveniment care ne cam scade la punctaj nou așa. Deci noi începem după Paști cu îndoiala lui Toma, geamănul nostru, și femeile încep cu un punctaj maxim prin mironosițele femei care au înfruntat inclusiv gândul că s-ar putea să ducă degeaba și tot s-au dus pentru a-și face o datorie pe care ele o considerau că trebuie făcută. Mergând mai departe, de ce credeți că biserica a respectat această ordine? Tocmai pentru faptul că, deși lângă Mântuitorul erau întotdeauna ucenici bărbați, aflăm multe cazuri în care atunci când a fost ospătat și primit în casă, Marta și Maria, surorile lui Lazar, l-au primit. Probabil că Lazar era numai cu urechile aproape de Mântuitorul, dar Maria era cea care pregătea ospățul. Ei, mergând mai departe, când a venit momentul răstignirii, în afară de Ioan, care pe românește avea pile la Ierusalim, așa zice în Sfânta Evanghelie, nu cu cuvintele astea, zice că era cunoscut dregătorul lui, adică era omul de-al casei, n-avea frica aia, dacă mă prinde nu știu ce-mi face, lasă că mă scapă cineva. Și chiar nu ascunde biserica această realitate și e bine că nu ascunde. Și mergând mai departe, în afară de el nu mai era nimeni. Bine, Sfântul Ioan Evanghelistul a rămas și pentru faptul că Mântuitorului îi promisese că va avea grijă de mama sa, adică de Maica Domnului. Ei, nu neapărat țin să vă prezint pe bărbați ca cei care fug atunci când este ceva de făcut, dar așa este. Și nu vă vorbesc că acum uitându-mă la unul, nu, uite-l în oglindă. Și când vine eu acasă și chiar dacă mai rămâne câte ceva de făcut seara, să știți că soția nu vine să doarmă până când nu e gata totul. Deci, nu vă spun să arunc pe cineva vina, ci pe mine. Dar o fac de fiecare dată cu dorința să mă schimb. Nu mi-a ieșit până acum, dar eu nădăjduiesc că, v-am spus, ținta mea e să trăiesc veșnic, deocamdată sunt în grafic. Poate că mi-ajută Dumnezeu să vă dau și mărturie despre faptul că am reușit. Până acum n-am reușit mare lucru. Dar mă străduiesc. Recunosc și uite și în fața Marii Adunări că așa stau lucrurile. Dar hai să vedem cum se poziționează bărbatul față de femeie și femeia față de bărbat. A să zic că am lămurit-o, pe asta cu ascunzișul e clară. Dar, dincolo de toate, nouă trebuie să ne intre un singur lucru în cap. Că una suntem. Taina cununiei face din două trupuri unul singur. Asta înseamnă că în zadar ne ostenim să căutăm fișa postului femeii cu fișa postului bărbatului. Eu cred într-o singură fișă postului, care este a familiei. Că femeia este foarte serioasă și o ia în serios, asta e altă treabă, cinste dumneavoastră. Că bărbatul de multe ori deja e învățat
adică pe românește, ticăloșit cu această idee și să lasă, cum zice românul, mai pe tânjală, asta este alt lucru. Dar să știți că există și situații în care intrăm și noi, nu de multe ori, dar măcar cu gândul așa că din când în când mai mângâiem pe cea de lângă noi și recunoaștem că n-am făcut tot ceea ce puteam să facem. Va să zic că nu este de despărțit bărbatul de femeie ca să vorbim despre drepturi și îndatoriri, pentru că dacă facem așa, vom despărți fișa postului de care v-am spus, care nu poate să fie despărțită. Toate trebuie făcute. Acum, dacă noi avem deja această situație de a ne vedea numai pe noi doi, nu mai vezi acum bărbat și femeie, trebuie, bă, eu și cine e lângă mine. O să ziceți că i-am expus pe călugări? Nu, nu i-am expus. Pentru că ei s-au unit cu biserica. Acum biserica vine, în sensul că și biserica are fișa postului cum are o femeie în viața de zi cu zi a societății civile. Adică biserica îți aduce credincioși, biserica ți-a rânduit slujbe, femeia, din viața monahului. Ei trebuie să facă partea cealaltă. Și vedeți că acest paralelism mi-a dat mie de înțeles că, de fapt, noi una suntem. Pentru că omul nu este făcut bărbat și femeie separat, ci este bărbat și femeie deodată. O să ziceți că am luat-o puțin așa mai pe ocoliș de Evanghelia de astăzi. Nu este așa. Pentru că, eu vă spun din experiența mea modestă duhovnicească, am constatat că dacă într-o familie nu se înțelege faptul că nu ne mai putem despărți din ceea ce e de făcut, urmează o perioadă de mare, mare problemă pe care, să vă spun și statistica mea personală, am constatat că 99% din cazuri femeile le rezolvă prin răbdare, prin așteptare, prin îngăduință, prin uitare. Dar asta nu înseamnă că nu există și în partea altă. Eu v-am zis, decât și 1% ăla e destul de important că există. Adică nu este ceva pe care rezolvă numai o anumită parte. Nu. Pentru că, să știți, am văzut și foarte mulți bărbați care dau cu aspiratorul și gătesc și multe dintre soțiile lor sunt în partea cealaltă cu o carieră pe care nu pot lăsa în altă parte. De altminteri, ați auzit și de concediu de paternitate, așa că nu mai discutăm. Și de prenatal și de postnatal, nu e nicio problemă. Nu mai contează acum cine naște, e important că s-a născut într-o casă copilul ăla și dacă un părinte se consideră că ar fi mai bine să rămână acasă cu copilul decât să se ducă pe 2 lei să facă cine știe ce, bineînțeles că acceptă varianta aceasta. Mesajul Evangheliei de astăzi, fraților, acesta este. Să nu credem că ceea ce trebuie să facă unul, trebuie să facă numai unul. Trebuie să facă amândoi. Și dacă avem răbdare, vom găsi cu siguranță acest înțeles mare. Dar, din păcate, sunt aceste două mari probleme. Anticiparea necazului, prin faptul că ne gândim, dar nu mai vine ăsta acasă. Ăsta a plecat, nu e adevărat. Trebuie să avem răbdare, o răbdare activă însă, nu așa stând cu ochii numai în sus, pentru că nu de acolo vine, că n-a plecat acolo. Bă, dacă a plecat la Domnul, e altceva. Dar dacă a plecat la Doamna, trebuie să ne uităm în altă parte. Și atunci trebuie să fim foarte atenți, nu cumva să credem că noi o facem pe a noastră și e pe a lui. Nu, trebuie să fim foarte, foarte atenți cu ce se întâmplă în jurul nostru. De aceea astăzi femeile mironosițe ne dau o lecție. Și nouă, dar și vouă. Aceea a insistenței, a plecării de acasă chiar cu conștiința că pleci degeaba. Ați făcut vreodată lucrul ăsta? Cred că da, măcar odată. Să plecați de acasă de acum înainte nu măcar odată, ci de fiecare dată când credeți că ați plecat degeaba. Nu! Dumnezeu vă va respecta tocmai
această plecare de acasă ca să faceți ceva, deși știți că n-aveți cum să rezolvați problema. Vă imaginați să plece 5 femei și să aibă în față o jumătate de munte. Și ele totuși n-au zis, băi, știți ce, hai să rămânem la o cafea, să povestim una alta. Ne ducem degeaba acolo. Nu. Vom vedea la fața locului și că, uite că au văzut. De ce nu vrem noi să înțelegem că lucrurile sunt așezate deja și că noi trebuie numai să facem pașii pe care trebuie să-i facem, fără gândul că îi facem degeaba? Pentru că niciodată un efort nu este făcut degeaba. Iubiți credincioși, mulțumim mirosiților femei care ne-au dat această lecție și ne-au învățat ce strategie de viață trebuie să avem ca să putem să depășim orice necaz și până la urmă ne-au spus că necazurile sunt numai în capul nostru. Ele s-au rezolvat de mult. Trebuie să le scoatem, adică să nu ne mai căutăm acolo unde le-am pierdut, ci să le căutăm la lumină. În momentul în care vom găsi lumina, vom găsi nu numai ce am pierdut, vom găsi și ceea ce nu am pierdut, adică pe noi. Așa să ne ajute Dumnezeu.